personal, dar cred că și colega mea și mai mulți colegi din cadrul Partidului Social Democrat chiar ne dorim un iluminat festiv. În măsura în care există resurse financiare pentru acest lucru. Specific acest aspect mi se pare important pentru că înțelegem cu toții greutățile cu care se confruntă municipalitatea din cauza lipsei fondurilor. Dar consider că este o problemă a Consiliului Local care îi reprezintă pe cetățeni și consider că ei ar putea propune alocarea unei sume cât de mici, astfel încât să existe un pic de bucurie pentru cetățenii și în special pentru cetățenii cei mici. Chiar ieri am avut cu doamna Paraschiv o acțiune unde am împărțit daruri la copilași. Ei încă mai cred în Moș Crăciun, încă mai cred în aceste sărbători și pentru ei cred că Consiliul Local al Municipiului Ploiești poate face un efort să aloce o sumă cât de mică. Am înțeles că la o ședință precedentă a fost inițiat un astfel de proiect, dar consilierii au refuzat sau au găsit alte priorități pentru acei bani. Având în vedere faptul că știu de la finanțe data aceasta că vin cotele din IVG și înțeleg că sunt destul de generoase, având în vedere că din partea guvernului, și aici o să fac o mică paranteză, din partea guvernului, în special a domnului Ciolacu, primăria municipiului a primit o sumă de 5 milioane cât să acopere o parte din cheltuieli, poate au bunăvoința să aloce o sumă cât de mică pentru acest iluminat festiv, având în vedere faptul că nu mai este mult timp până ajungem în pragul Crăciunului și având în vedere că n-aș vrea să-l văd pe domnul Sârbu cu o poză, cu grinci pe el, pentru că, dacă nu mă înșel, este un om la o anumită vârstă care cred că încă trebuie să se mai gândească la cele sfinte lumești și la bucuria pe care o poate aduce ploieștenilor.